Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat piața de asigurări în săptămâna pe care am încheiat-o. 4 din 10 români consideră că incendiile reprezintă cea mai mare amenințare pentru locuința lor, în timp ce 3 români din 10 plasează cu tremurul pe primul loc în acest top al riscurilor care le amenință casa. Arată rezultatele unui sondaj realizat în cadrul campaniei de informare octombrie luna asigurărilor de locuințe. Astfel, 38,1% dintre participanții la sondaj au indicat izbucnirea unui incendiu în locuința lor sau în casa vecinilor, iar 30,5% au menționat cu 15,4% au menționat inundarea provocată de apa din conducte, iar 10,4% spargerea locuinței de către hoți. Până la 31 decembrie brokerii de asigurare trebuie să se conformeze cerințelor privind valoarea capitalului minim de 150.000 de lei, conform normei 9/2015, pe 2015, altfel riscând să nu mai poată funcționa începând de anul viitor. însă până la sfârșitul lunii octombrie doar 120 de brokeri îndeplineau această condiție, reprezentând circa o cincime din numărul total al brokerilor autorizați, peste 600. Autobroker va beneficia de o infuzie de capital de 4 milioane de euro de la fondul de investiții The Foundations, care va deține 50% din companie. Noul asociat al Autobroker urmează să fie supus aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acordul de investiție este primul de acest gen din piața de brokeraj de asigurări din România, iar capitalul angajat este destinat dezvoltării accelerate a direcțiilor strategice ale companiei. Incendiul din 30 octombrie de la Club Colectiv a adus în atenția proprietarilor de localuri, cluburi, restaurante și problema asigurărilor, property și de răspundere civilă. Cu un preț mediu de 3.500-4.000 de euro pe an, un antreprenor în acest domeniu își poate asigura atât clădirea și bunurile, cât și răspunderea civilă. Mai multe detalii au fost oferite în cadrul celei mai noi ediții a emisiunii Exprim Time for Business de către Iulia Nicola, manager departament subscrieri, era asigurări, asigurări. Tribunalul București a respins miercuri 11 noiembrie cererea Astra Asigurări de suspendarea dosarului de faliment deschis în septembrie de Autoritatea de Supraveghere Financiară și a stabilit un nou termen pentru data de 23 noiembrie. Conform legii, Fondul de Garantare a Asiguraților va efectua plățile către creditorii de asigurări de la data rămânerii definitive a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment, în limita plafonului legal, respectiv 450.000 de lei pe creditor de asigurare. Catastrofele naturale au generat pierderi totale de peste 10 miliarde de dolari la nivel global în luna octombrie, arată un raport al Impact Forecasting, divizia de modelare a catastrofelor a brokerului AON. Raportul notează ca evenimente majore inundațiile din Carolina de Sud și statele învecinate din Statele Unite ale Americii, care au determinat pierderi economice de 2 miliarde de dolari și uraganul Patricia, cel mai puternic ciclon tropical înregistrat până acum în emisfera nordică, cu viteze ale vântului de până la 325 de km pe oră. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor Joi la Exprim Time for Business, vorbim despre planurile de dezvoltare ale AutoBroker, dar și despre perspectiva lui Victor Schreier, Managing Partner al companiei, cu privire la dezvoltarea pieței locale de brokeraj în asigurări. Până la ediția următoare a știrilor din asigurări, noi vă dorim o săptămână cât se poate de bună.